Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoriul cu Ghimpi. Sunt Adrian Sivan, iată-l împreună în studioul Capital TV, unde astăzi avem doi invitați care, dacă stau bine să mă gândesc, nu prea au mai fost prin studioul nostru de televiziune și sunt tare curios ce vor avea de spus în această emisiune. Vorbim despre domnul Daniel Bugnar, candidat din partea PMP pentru fotoliu de primar al Comunei Certeș de Sus. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne-ați găsit greu? Am întrebat la poartă, să fiu cinstit. Da, ați întrebat și v-au spus unde suntem, nu? Doamna de acolo s-a uitat într-un registru și ne-a îndrumat pe scări la etajul 1. Așa. Domnul Daniel Macovei, candidat din partea PMP pentru funcția de consilier local, tot la Comuna Certejul de Sus. Domnilor, cine sunteți noastră? De unde ți-a apărut? Așa, candidați la Comuna, unul la primar, unul vrea consilier, ați venit împreună, nu vă descurcați unul fără celălalt, sau vă completați reciproc, sau sunteți o echipă, sau sunteți doar o mică parte dintr-o echipă, cum e? Încep eu, dacă am început. Dacă la dumneavoastră m-am și uitat în prima fază. Păi, aici pot să vorbesc în numele la amândoi, provenim din Comuna Certejul de Sus, eu mai precis din satul Hondol, născut, crescut acolo. Ba, așa... Da, când spuneți Hondol, nu știu de ce mă duc cu gândul la stăpânul inelelor, la Hondol, știți? A, nu, acolo nu era Hondol. Era Mordor. Era Mordor. Era Mordor. Da, nu știu, e așa, da, o asemănare. Probabil, da. Așa. Așa, deci revin. Mă rog, să cărâm pădurea de argint, chestia. Să cărâm e un pic mai sus de mine. Eu stau în Hondol pe drumul Săcărâmbului, ca să fiu mai precis. Așa, ce vreți să vă mai spun de mine? Păi cine sunteți? Cu ce vă ocupați, păi, de fapt? Sunt un sătean... Că mă gândesc că nu vă duceți traiul de zi cu zi din... a face, nu știu, din candidatul la primărie și un job. Ok. Sunt un sătean din Hondol. Nu prea arătați sătean, dar mă nu. Sătean sunt. Acum, cum arăt, asta e situația. Eu sătean sunt, deci sunt un sătean din satul Hondol. Deci sunteți un sătean sau sunteți un țăran din satul Hondol? Nu, sunt un sătean din satul Hondol. Termenul poate fi asimilat și cu ăsta de țăran, că până la urmă, dacă stai la sat, e și sătean. Fac și agricultură, n-am nicio problemă. Pot fi și țăran, nu e nicio problemă. Nu, mă gândesc că nu voi... Nu mă deranjează, nu. Eu mă mândresc cu treaba că sunt de la sat. Asta o spun peste tot, pe unde umblu, eu sunt sătean. Că la unii rămân așa mirați, se întreabă, ăsta de unde vine ăsta, mă, e sătean de la Hondol. Mulți mă întreabă, unde e Hondol ăsta? Și le spun, undeva, lângă Deva, acolo, cu mulți, bundeal, zic, acolo e Hondol. În Comuna Certejul de Sus. Așa, și cu ce vă ocupați, mă? Ce studii aveți, dacă tot sunteți sătean de la Hondol? O iau pe scurt așa, cu începutul, ca să zic așa. Am fost cadru militar timp de 12 ani la Grupul Județean de Pompieri, am trecut în rezervă cu gradul de maestru militar la Serviciu Tehnic Utilaj. După trecerea în rezervă am absolvit Facultatea de Mecanică și Electrică de la Universitatea din Petroșani, secția Ingineria Transporturilor. Am pornit o mică afacere care între timp s-a dezvoltat în cei 18 ani împreună cu alți doi asociați și astăzi sunt... ca să zic așa, directorul și asociatul acestei mici companii, care are sediu în satul Hondol, adică e plătitoare de impozite la Comuna Certejul de Sus, și care funcționează de 18 ani în România post-decembristă. Și o firmă care merge bine? Păi o firmă care merge, eu zic că bine, din moment ce a supraviețuit atâția ani. Are cam același număr de angajați, îl are tot timpul, nici nu crește foarte mult, nici nu scade foarte mult. Are uneori problemele economiei românești, adică întârzierile la încasări, încurcăturile astea când se tot schimbă domnii miniștri care vin rând pe rând și așa nu știu de unde să o ie și ce să facă cu economia românească și atunci și noi funcționăm un pic după acest tipar, dar asta nu ne afectează foarte mult pentru că deocamdată treaba merge în linie dreaptă. Dumneavoastră, domnule Macovei? Eu din Certej de Sus, acolo am copilărit, am terminat liceul aici undeva, după care am plecat în Anglia, s-au împlinit aproape 7 ani de când sunt în Anglia, am lucrat la mai multe companii în Anglia, după care
Ultimul loc de muncă l-am avut la un fond de investiții, unde am avut o poziție superioară, din care am plecat și mi-am deschis propria companie, o companie de consultanță în management și administrativ, marketing, și de acolo am început să dezvolt și să măresc compania. Asta se întâmplă din 2018, deci aproape 2 ani imediat. Mai apoi am deschis o companie de consultanță și în România și lucrăm în paralel. Am lucrat cu diferite instituții. În Anglia chiar am avut contract și cu una din a doua, cea mai mare bancă din Anglia. Dar ce studiați noastră? Am absolvit, am făcut business și management. Am terminat în Anglia facultatea. Da, după ce plecasem din România, de fapt am fost acolo la facultate și am absolvit acolo facultatea și după am început în... Așa, și consultanță în ce domeniu? Facem pentru... ajutăm companiile mici și mijlocii să se dezvolte și implementăm diferite... creăm programe de strategie și ajutăm, mergem cu ei pe calea asta până se dezvoltă ei ca și companie. Și rata de succes? Rata de succes e una bună, pentru că ne-am extins. La momentul de față avem 7 contracte cu 7 companii diferite. Și acum urmează, am aplicat ca să prindem un contract și cu House of Commons se numește, un fel de senat din Anglia. Camera Comunelor. Da, da. Nu? Da. Cam așa. Bun, păi și mă scuzați că vă întreb, consilier local la Certej. Păi, aici a fost o dorință. În primul rând avem foarte... De un contract cu Camera Comunelor la Consiliul Local. Da, e o diferență foarte mare. Ce se întâmplă? De foarte mulți ani de zile văd că, fiind locuind în Certej și fiind din Certej de sus, comuna a rămas la același nivel de când am plecat eu din România. Și nu a existat niciun interes pentru locuitorii de acolo, pentru, practic, colegii mei, foștii mei colegi sau prietenii mei și pentru toți cei care locuiesc acolo. Nu a existat absolut niciun interes, pentru că este evident. Și așa am decis să mă implic în treaba asta. Nu am avut niciodată treabă și nu am fost interesat de politică, dar cred că e momentul ca și noi, cei tineri, să ne implicăm în treaba asta, pentru că chiar nu există absolut nicio mișcare, nimic. Și vreau să văd casa mea, de unde sunt eu, să văd că există și poate să progreseze și să avem un trai, să aibă oamenii de acolo și eu împreună, pentru că și afacerea pe care o fac eu, deci o pot să fac și de acasă, deci ar fi ideal să o pot să fac din România. Eu oricum lucrez oarecum de la distanță, de acasă, deci se poate face și chiar pot să fac, să faci treaba asta de oriunde și ar fi un mediu chiar propice. Am înțeles. Bun. Acum trebuie să vă spun că eu nu sunt străin de ceea ce se întâmplă în Certej. Ba, mai mult, la dumneavoastră în comună sunt niște situații așa de cascadorii râsului, de caragiale, de cațaveni. Înseamnă că suntem buni în arta teatrală la noi în comună. Nu, înseamnă că unii sunt cu pluta, da, dreptul, dar mă rog, asta e partea a doua. Bun, la noastră în comună aveți un primar PNL care are vreo 3 mandate, 4 mandate. 4 mandate. Ia că acum se încheie al 4-lea mandat. Comuna noastră, de câte ori trec prin ea, în afară de faptul că e frumoasă de la ieșirea din Certej, sunt frumoase peisajele. Ieșirea din Certej către Săcărâm sau către Bârsău? Către Săcărâm. Către Săcărâm, am înțeles. Așa. Sunt frumoase peisajele, e frumoasă pădurea aia de argint, e interesant cum arată Săcărâmbul și toate lucrurile astea. Dar eu am sentimentul că la noastră în comună lucrurile au încremenit undeva în anii 1950. Revenată când intru în centru de comună, mă izbește o atmosferă gri, Sumbră și comunistă de-a dreptul. Murdară, cu bălării de 2 metri, crescute păstă ele, cu uzinele alea rămase așa, nu știe nimeni încotro să îndreaptă și cât o să mai scoată din ele apă cu cianuri să curgă pe drum, cu haosul ăla care se vede la porțile lor care sunt căzute,
cu drumul care arată, ce să mai spun, pe lângă că e îngust, prost și fără șanț, e și ocupat de vegetație și de pământul adunat la marginile lui în decursul anilor. Eu zic că așa cam de prin anii 1990, nu chiar din 1950, pe acolo nu s-a mai curățat nimic, sau cel puțin decât s-a oprit întreprinderea minieră de stat. Da, aveți dreptate. Aud un ușor ecou și nu știu din ce cauză. Aveți dreptate. Ideea este că cu toate astea, iată că oamenilor se pare că le-a plăcut această atmosferă gri din moment ce au avut tot aceeași conducere, care în 16 ani ar fi putut să dezvolte comunitatea. O continuitate, dacă vreți, la cârma administrației publice locale ar trebui să însemne dezvoltare, cel puțin în anumite locuri. Dar la noastră n-a fost așa. Colac peste pupăză, la dumneavoastră acum mai candidează și un preot. E dreptul dumnealui. De acord cu noastră, n-am zis că nu-i dreptul lui, dar v-am spus, aveți tot felul de situații așa, care de care un pic mai... Situațiile sunt mai ciudate, să zicem, ca și în alte comune, în comuna Certeșu de Sâmbu. Dar de ce lucrul ăsta? Păi, cred eu, cum să zic așa, totul s-a perpetuat așa de-a lungul timpului și pas cu pas așa domnul primar ăsta care îl avem acum pe funcție sau în fotoliu, cum spuneți dumneavoastră, cu toate că dumnealui n-are niciun fotoliu acolo sus la primărie, credeți-mă. De ce? Are, ce să zic, are mese, scaune, lăzi de sticle, cauciucuri rezervă de pe la mașini, ceva țevi care trebuie să le monteze nu știu unde, prin sat. Păi asta ține domnul primar în birou, el cu asta se ocupă. Da, există un birou al primarului. Sau încăperea, ca să zicem, în care dacă te duci, îl vezi pe primar. Că nu scrie pe ușă nici primar, nici viceprimar, nici nimica. Da, am înțeles. Ce înseamnă comuna altfel? Că înainte de a veni în emisiune, m-am uitat un pic peste profilele dumneavoastră și peste ceea ce postați dumneavoastră pe Facebook. Am văzut că veniți cu o idee de comuna altfel. Ce-i comuna altfel? Păi, încep eu și pot să mă completeze și colegul meu. Da? Comuna altfel înseamnă un cumul de idei care pornește de la noi, oamenii ăștia care ne ocupăm acum de... sau care încercăm să ne ocupăm acum de modernizarea comunei. Deci comuna altfel înseamnă să ai drumuri, canal și apă, gaz la blocuri, să întăbulezi blocurile, să fă repare acoperișurile, să creezi asociație dacă e nevoie. Dacă e nevoie, înseamnă o educație altfel, adică să avem școli, că dacă mergeți la noi în comună o să vedeți că școala din Vârmaga e închisă, școala de la Hondol e săraca așa cu mâini de la 1889, parcă are anul de înființare și tot așa arată, are aceleași uși, are aceleași... În cazul ăsta e de-a dreptul... Nu, are aceeași curte, are gardul la drum vopsit cu galben și cu albastru de domnul primar, nu știu ce-o fi reprezentând. Păi ce e galben cu albastru? Păi cred că culorile PNL-ului. Da, așa. Și PNL-ul care zice dezvoltare, facem, dregem, o să aducem, eu nu știu, cred că ăștia ar trebui să vină în vizită odată pe la noi prin Certeșul de Sus, cei de la PNL, mărimile care ne conduc astăzi și să se uite și ei și pe urmă să-și posteze toate realizările alea undeva pe un site sau pe ceva ca să le vadă lumea. Să-l felicite pe Câmpian. Să-l felicite pe Câmpian dacă cred că e de felicitat și dacă nu, nu știu, să ia ceva măsuri sau să facă ceva. Adică mie mi se pare, eu, și vă spun asta în calitate de fost votant PNL, eu recunosc lucrul ăsta și mi-l asum. Adică să vii tu PNL-ul la conducere și să mai ai astfel de comune cu astfel de reprezentanți și din dită mai organizația într-un județ să-l propui din nou tot pe același om în funcție. Păi ceva nu e regulă și cu PNL-ul ăsta. Scuzați-mă că vă spun, cu toate că eu n-am făcut politică și probabil nici nu o să fac... politică. Cum te faceți acum, că v-ați înscris într-un partid? Acum m-am înscris într-un partid că trebuie să iau atitudine și asta e, așa funcționăm constituțional în România, dacă vrem să putem avea un consiliu local, dacă putem să avem o echipă, dacă vrem să putem aduce o modernizare, dacă vrem să funcționăm pe sistemul ăla, ca să vă citesc pe dumneavoastră, gen anii 1950, adică stalinist, atunci îl putem păstra pe domnul Petrișor Câmpean în continuare, că oricum așa o să merge. Domnul Bumea, din câte știu eu, nu ați mai candidat o dată la primărie. Am mai candidat o dată independent în 2016. Și?
Și am candidat. Ați pierdut? M-au votat. Păi am pierdut. Asta a fost situația. M-au votat în jur de vreo 300 de persoane din comună. Și acum v-ați gândit să încercați din partea unui partid? Vă avantajează lucrul ăsta? Când am avut acea inițiativă, în 2016, cum să zic, a fost o inițiativă proprie. Eu nu mi-am făcut iluzii atunci că o să câștig primăria, nici pe departe. Dar a fost o inițiativă proprie în care eu și vreo 2-3 oameni am vrut să arătăm comune că, domne, poți să încerci, poți să fii altfel, poți trebuie să ai un pic de curaj, pentru că la noi, repet, funcționează un pic stilul ăsta gen stalinist al primarului, care el le face pe toate, el dă orice fel de hârtie, de la cea mai mică autorizație, el rezolvă și dacă pui un bec pe stâlp sau tot are legătură cu primarul. Adică la noi la funcționari din primărie, săracii, ei numai dacă zice primarul au voie să semneze o hârtie. Dacă nu zice primarul, ăla nu poate să-și facă datoria. Că vezi, doamne, trebuie să zică primarul. Păi mie nu îi se pare în regulă. Serios? Deloc. Chiar mi se pare interesant. Mie mi se pare de-a dreptul aiurea, ca să nu folosesc un termen mai dur. Mă rog, trecem peste mașa comunală și toate lucrurile astea. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Macovei. Vreau să zic tot de comună altfel și ce înseamnă pentru noi o comună altfel. Să completez, de fapt, la ceea ce spunea Dan. Păi, în primul rând, în mai multe rânduri, pun sunt foarte multe lucruri de discutat pe tema asta. Dispensarul comunal pur și simplu în paragină, toată clădirea, avem acolo doi doctori de familie, două doamne doctori de familie care au practic toți sau aproape toți localnicii din comună, dar dispensarul îi în paragină, am înțeles că dânsele au clădirea de la primărie închiriată, unde ele plătesc chirie, dar nu s-au ocupat până acum și îi chiar... Nu există, nu poți să vezi așa ceva în 2020, să te duci și să pur și simplu observi cum cade bucată din tavan acolo. Apoi, de lucrurile culturale nici nu mai vorbim, nu mai avem nici echipă de fotbal, stadionul e în paragină. Sunt foarte, foarte mulți tineri în comună care merg, de exemplu, la echipa de fotbal de la comuna Șoimuș, de la comuna de lângă. Pentru că pur și simplu noi nu mai avem echipă de fotbal. Stadion. Păi de ce nu avem? Păi nu s-am... Bănuiesc că nu s-a mai vrut, pentru că dacă erau intenții, atunci exista, era o echipă de fotbal. Da, domnul Câmpian, cu tot felul de manifestări, cu... Auziți, dacă îmi dați voie să intervin. Cu dansuri, deci, cu... Eu pe alea au fost, scuze-mă, alea au fost. Nu mai este absolut nu mai nici sunt. Nu. Nu, eu aș vrea să fac o obiecție la echipa de fotbal. Faceți și deci, domnul Câmpian se lăuda cu echipe de fotbal. Și păi stai un pic, domnule, că noi nu suntem oraș care să promoveze fotbalul în Liga 1, nu știu ce divizie. Noi suntem o comună care are acolo tineri care așa vrea să joace fotbal. Câmpian, el își aduce fotbaliștii nu știu de pe unde să joace fotbal la Cetești, iar pe aia din comună nu-i lasă să joace, domnule. Da, deci își aduce în continuare? Păi, nu știu dacă își mai aduce acum, dar își aducea până acum. Stadionul, am înțeles că e dat în concesiune la soțul unei consiliere a PNL-ului. De unde știți? Aveți dovezi? Nu am dovezi, dar uite, îl puteți întreba pe domnul Petrișor Câmpian, dacă tot ne-a chemat așa pe rând și pe preotul, că am văzut că a fost la noastră în emisiune, da, și pe noi, la fotoliu. Da. Chemați-l și pe dumnealui aici și întrebați-l, spune-ne, bă, cum e cu stadionul, spune-ne cum e cu dispensarul, spune-ne cum e cu blocurile, că atunci, în 2016, când eu am candidat, eu gândisem un proiect de reabilitare a blocurilor, care putea să aibă un parcurs. Și care în 4 ani, credeți-mă că se și făcea. Domnul primar s-a dus și le-a promis oamenilor, domnule, eu o să repar acoperișurile. No, să veniți cu mine când aveți o zi liberă, să luați și camera după noi și să filmăm acoperișurile reparate de administrația domnului primar Petru Câmpian. Că eu nu-i bag de vină numai la Petru Câmpian, să ne înțelegem. Că pe lângă Petru Câmpian este acolo o armată de consilieri. Consilier care, eu zic că la Certejul de Sus, e singura primărie din țară, unde când primarul spune ceva, toți ridică unanim mâna, nu contează culoarea politică. Domnule, se votează în unanimitate. Cum era pe vremuri, dacă ați mai văzut pe la televizor? Asta înseamnă că sunt propunerile bune, domnule. Dacă dumneavoastră ziceți, păi eu nu vă contrazic. Dar la începutul emisiunii, dumneavoastră a zis că veniți acolo în 1950. Păi dacă vrem să păstrăm treaba cu 1950, înseamnă că propunerile sunt potrivite, nu le zic bune. Pentru
comuna din 1950. Da, e adevărat, e foarte subdezvoltată toată zona și promisiunea cu anveloparea blocurilor și eu, părinții mei stau la bloc, noi avem, părinții mei au două apartamente în două blocuri diferite, situația aceeași de când eram copil acolo. S-au promis în mod constant, blocurile nu sunt tabulate, deci adică terenul de sub bloc aparține altcuiva. Statului este român. Nu este a localnicilor, al celor care locuiesc în bloc și mulți dintre oameni nu știu chestia asta, dar ei au extras de CF pentru apartament, dar nu și pentru terenul de sub bloc, să zică, băi, eu am cotă parte atâta din terenul de sub bloc. Și atunci poți să vii cu, nu poți să faci nici, de exemplu, să faci o asociație, să faci printr-un proiect european sau un proiect finanțat de la guvern ca să anvelopezi blocul, să-l izolezi sau să-i faci acoperișul sau să-i pui termopane și așa mai departe. Nu poți, pentru că noi, eu am încercat și am studiat ca să venim cu soluții și nu poți, pentru că blocurile nu sunt tabulate și această promisiune a fost făcută în mod constant. Faptul că că o să intabuleze blocurile, dar nu. Am înțeles. Da, promisiune. Vă rog. Promisiune, da. Promisiune. Acum, nu te doare gura să promiți, nu? Se pare că, domnul primar, nu. Dar eu am auzit o chestie. Am auzit că se zvonea la un moment dat prin comună sau se zvonește că dumneavoastră, domnule Bugnar, care aveți o firmă de prestigiu într-un un anume obiect de activitate. Are un pic de nume într-un segment, așa da. Este. Ați închis activitatea de Vagold. Okay. Așa se zvonea prin comună. De ce ați făcut lucrul ăsta? Nu doriți minerit în comuna Certeșul de Sus? Nu doriți să aibă oamenii unde să muncească? Care ar fi explicația și cât la sută din oamenii? Ăsta e un mit, cum să spun eu, tare la comuna Certeșul de Sus. Cum adică un mit tare? Adică în sensul că lumea, ca să zic așa, poartă mitul ăsta provenit din secțiunea de intoxicare a domnului primar aflat în funcție și spune lucrul ăsta, domnule, Bugnar a închis Goldul. De parcă Goldul e așa un motor cu aprindere prin scânteie, dai de un buton în sus sau îl pornești și dai de alt buton în jos și îl oprești. Păi, cum să vă spun eu dumneavoastră? Așa că asta a fost așa ca și glumă. Cum credeți dumneavoastră că un om poate să închidă dita mai compania în care sunt banii lumii? E adevărat că eu în urmă cu 2 ani, în 2018, la 2 ani după alegerile din 2016, m-am dus la o ședință de Consiliu, la primăria Certeșul de Sus, și la acea ședință am abordat anumite chestiuni și i-am întrebat pe domnii consilieri de acolo și pe domnul primar, i-am luat la rând și i-am întrebat pe fiecare în parte. Pe unii i-a iritat, chiar pe președintele de ședință, care mi-a spus, ce domnule, ne întrebi aici ca la școală? Zic, nu domnule, eu vin în calitate de sătean, de cetățean a comunei, am dreptul să vin la ședință, v-am cerut permisiunea și pun întrebări, lucru cu care dumneavoastră ați fost de acord. Și i-am întrebat atunci, pentru că dacă bine mi-amintesc, la un moment dat domnul Marciuc, care e de la noi din comună, pusese o întrebare de genul legat de compania de Vagold, de care dumneavoastră ați deschis subiectul, în care spunea, domnule, să ne mobilizăm cu toții, să ajutăm Goldul. Și eu le-am spus în felul următor, domnule, nimeni din comuna asta nu face ceva împotriva Goldului, pentru că toată lumea a mers pe chestia asta. Provenim din minerit, mergem mineritul mai departe, Goldul a promis locuri de muncă, că facem, dregem, facem nu știu ce, exploatare așa imensă. Mă rog, treaba lor și până la urmă marketingul companiei lor. Eu nu-l discut. Eu doar redau pe scurt ce s-a discutat. E adevărat că eu am spus, domnule, dacă tot facem locuri de muncă la comună și vorbim de interesul comunei și sub acoperișul primăriei, primărie care e implicată, cum să zic eu așa, cu trup și suflet în această activitate și eu asta o consider o greșeală a managementului companiei, pentru că i-a permis primarului să-și bage nasul mai mult decât trebuia, lucru care astăzi să știți că se vede și oamenii o să vadă lucrul, nu trebuie să vină Dan Bugnar. Păi, adică domnul primar s-a grăbit el să are genul ăsta, doar el să pricepe, doar el știe, restul nu înțeleg și el eliberează tot felul de acte cum crede el de cuvință. Lucru care i-a fost nefast companiei de Vagold. Uitați-vă în media și citiți documentele, că sunt publicate. Da. Dar să revin la ideea mea. Și le-am zis așa,
dacă tot avem angajați la compania de... Păi angajați, domnule, 80% de aici din comună. Implicați-vă voi ăștia care bateți din gură aici, zic, să angajăm oamenii de aici. Angajați oamenii de aici, dați-le niște salarii măcar de vreo 2500 de lei pe lună. Că eu din ce știu ăștia din comună... 2500 care... pe lună? Păi, eu din ce... Am zis și eu. Ce măcar. Știu? Măcar. Cei din comună de la noi lucrau pe 1300-1500, adică minim pe economie. Eu știu, pentru că foștii angajați de ai noștri s-au mutat la dumnealor ca să nu facă naveta și atâta ăla a fost salariul. Păi, dumneavoastră vi se pare normal, în Serbia, tot companie din grupul lor să dea 1800-2000 de euro la un om, în Grecia îi dă tot în jur de 2000 de euro și la Cerdej îi dai 1350 de lei. Pe ce ăștia sunt mai proști? Ca să zic așa, pe rău. Nu știu dacă am voie să spun asta, dar eu o spun. Păi, probabil că și pe urmă le-am zis următoarea fază. Certejul are o grămadă și de pensionari din minerit. De la ingineri mineri, ingineri mecanic, ingineri de electrică în satele de prin prejur, mecanici, lăcătuși, frezori, strungari. Păi angajați-i, domnule, și dați-le la ăștia o pâine. Nu mai cărați cu autobuzele de la Deva pe ăia, dacă îi aveți pe ăștia aici. Sigur că dacă nu ai oameni aici, îți aduci forță de muncă din altă parte, că până la urmă compania dispune ce face și cum face. Da, să vii să spui tu companie, domnule, eu sunt asistent social aici la Certej. Păi eu clar, i-am îndrăznit să-i contrazic. Nu e adevărat, domnule. Deci nu sunteți niciun asistent social, că dacă erați asistent social, atunci procedați în consecință. Așa văd eu lucrurile și eu așa le văd și astăzi, să știți. Da, le dădeai bani fără muncă, acum. Nu le dau bani fără muncă. Nu, dumneavoastră, asistentul social. Nu, stați-mă puțin. Nu, asistentul social, adică conducerea companiei de vagonul, da, se erija în asistentul social al satului. Bun, păi dacă ești asistentul social al satului, iam 80% și angajează de aici. Acum, eu nu știu ce lucrează domnii ăia la Deva Gold sau nu, pentru că Deva Gold deocamdată nu face producție. E foarte greu să te pronunți în ce constă activitatea lor. Că una e să faci producție și alta e să mergi la servici. Mă înțelegeți? No, aici nu e treaba mea, nu vreau să mă pronunț. Eu mă pronunț doar la asta cu veniturile în comună. Atâta tot. Și de aici, vita mai mitu, a venit Bungnar să închidă Gold-o. No. Dacă asta se crede, ce pot eu să spun? În ideea în care dumneavoastră, de fapt, ați vrut să ia oamenii din comună și să aibă și niște salarii decente. Păi, în ideea că dacă tot facem ceva pentru CTEJ, păi hai să-l facem cum trebuie. Da, adică, nu doar la nivel declarativ. Îl facem doar la nivel declarativ, că să nu credeți că oamenii nu văd sau nu vedeau autobuzele care veneau în fiecare dimineață cu pensionarii din alte localități să lucreze la CTEJ. Și eu ia, văd, nu trebuie să vin eu la televizor să le spun. Corect. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.